La început, Biserica creștină a avut un mod de închinare extrem de simplu. Cei care urmau învățătura lui Hristos, numiți creștini, se adunau de obicei în case, transformate mai târziu în biserici sau uneori în locuri izolate, în catacombe, pentru a se feri de autoritățile care îi prigoneau. Iisus Hristos a vorbit despre prigoanele sau persecuțiile și despre martiriul pe care le vor îndura din partea iudeilor și a păgânilor, ucenicii săi și cei ce vor crede în el. Primul martir sau mucenic creștin a fost arhidiaconul Ștefan, ucis cu pietre de iudei. Sfântul Ștefan, diaconul, este sărbătorit de creștinii romano-catolici, anglicani, reformați, evanghelici și unitarieni pe 26 decembrie, iar de cei ortodoxi și greco-catolici pe 27 decembrie. Ștefan a fost unul dintre ucenicii lui Iisus Hristos, care îl urmau pretutindeni și care au asistat direct la faptele sale. Fiind ales să-i conducă pe diacon, Sfântul Ștefan a fost numit arhidiacon. A intrat rapid în atenția fariseilor care erau nemulțumiți de faptul că el predica public învățăturile lui Isus. La scurtă vreme după începerea misiunii sale de diacon, el a fost adus în fața Sinedriului pentru a fi acuzat de blasfemie contra lui Moise și a lui Dumnezeu. Ștefan a fost găsit vinovat de blasfemie și condamnat la moarte prin lapidare. A fost dus în afara cetății, unde a fost ucis cu pietre, devenind primul martir, primul ucis pentru că mărturisise credința în Isus. Urmând exemplul acestuia, în clipa morții el cere iertare pentru cei ce-l ucit. Conform Noului Testament și tradiției creștine, printre cei ce l-au judecat și care au asistat la uciderea lui s-a aflat și Saul, convertit ulterior la creștinism, cel ce avea să devină Sfântul Pavel. Mormântul Sfântului Ștefan a fost descoperit în anul 415. Din anul 560, osemintele sale s-ar afla împreună cu osemintele arhidiaconului roman Laurentius în cripta bisericii San Lorenzo Fuori le Mura din Roma. După martirajul lui Ștefan, s-a început o mare persecuție împotriva creștinilor din Ierusalim și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și Samariei.